Noi mergem astăzi să participăm în alegerile parlamentare cu niște proiecte foarte clare. Noi mergem astăzi în Parlament pe listă cu primari de orașe, economiști, juriști, oameni care reprezintă producătorii autohtoni, oameni gospodari care și-au demonstrat capacitățile la funcțiile care le dețin. Astăzi, ca să ridicăm pensia minimă, noi trebuie să o coborâm pe cei maximă. Trebuie să punem un limit, că noi nu putem să avem pensionari de 1000 de lei, de 50.000 și de 100.000. Astăzi noi ne obligăm să instalăm în fiecare primărie din sat câte o farmacie automatizată în care sunt 70-100 de cele mai necesare medicamente, ca oamenii să vadă prețurile la medicamente atunci când statul controlează piața de medicamente și nu firmele private. 5% la 100 din vânzarea de țigări și alcool se meargă pentru susținerea tineretului și sportului. Am propus, hai să lichidăm Centrul Național Anticorupție, că este cuibariu corupției în țară. Dar pe noi ne costă SIS-ul împreună cu CNA-ul 31.500.000 de euro pe an. Din 2014 spun, oameni buni, dacă mergem în Parlament pentru a face legi bune pentru oameni, pentru ce deputați au nevoie de imunitate? Oamenii simpli poate să aibă și 4 pașapoarte. Dar dacă ești ministru de interne, prim-ministru, președinte de țară, trebuie să ai doar o singură cetățenie, cetățenie moldovenească. Eu vă mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi, vă doresc o seară cât mai frumoasă și pe data de 11 iulie votați așa cum vă spune sufletul și votați pentru oamenii care ceva au făcut în viață, dar nu care visează. Vă mulțumesc, Ungheni, să aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere! Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr.